Bine v-am găsit! Rezolv modelul oficial pentru evaluarea națională de pe subiecte.edu.ro de pe data de 2 noiembrie 2020. Subiectul 1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Exercițiul 1. Cel mai mare divizor prim al numărului 154 este numărul. Pentru a afla cel mai mare divizor prim, descompun numărul 154 în factori primi și împart la 2, deoarece observ că se termină în 4. 2 în 15 se cuprinde de 7 ori și mai rămâne 1 în 14 de 7 ori. Avem 77 împart la 7 și obținem 11. Este număr prim, împart la 11 și se obține 1. Observăm că cel mai mare divizor prim al numărului 154 este 11. Deci răspunsul corect este C. La cel de-al doilea exercițiu, se consideră numerele naturale A egal cu 5 și B egal cu 11. Raportul dintre numerele A și B are aceeași valoare cu raportul. În primul rând, raportul numerelor A și B este egal cu A supra B, adică 5 supra 11. Știm că valoarea unui raport nu se schimbă dacă înmulțim sau împărțim ambii termeni ai acestuia cu același număr rațional și observ că aici, dacă amplific cu 2, obțin 2 ori 5 supra 2 ori 11, adică 10 supra 22. Deci răspunsul corect este C. La cel de-al treilea exercițiu. Luni, temperatura măsurată la ora 10 la o stație meteo a fost de minus 5 grade Celsius, iar marți la aceeași oră au fost înregistrate minus 7 grade Celsius. Diferența dintre temperatura înregistrată marți, adică minus 7 grade Celsius, diferență înseamnă operația de scădere, și cea înregistrată luni, minus 5 grade Celsius. Avem minus 7 grade, minus și cu minus este plus 5 grade. Avem suma a două numere întregi cu semne diferite, copiez semnul numărului mai mare în modul, adică 7, și între numere fac scădere, 7 minus 5, 2. Și obținem minus 2 grade Celsius. Deci răspunsul corect este B. La exercițiul 4, dintre următoarele seturi de numere, cel scris în ordine crescătoare este. Și observăm că la fiecare subpunct apar aceleași fracții. Le voi scrie aici. Avem 1 supra 18, apoi 1 supra 3, 5 supra 6 și ultima fracție este 8 supra 9. Pentru a le putea compara, am putea aduce la același numitor. Având numitorii egali, putem compara apoi numărătorii și observăm că avem 18, 3, 6, 9, iar 18 se împart la ceilalți 3 numitori. Așa că putem amplifica 1 pe 3, îl amplificăm cu 6, avem 18 împărțit la 3, 6, apoi 18 împărțit la 6 este 3 și 18 împărțit la 9 este 2. Și obținem prin amplificare 6 ori 1 supra 6 ori 3, adică 6 pe 18, apoi 3 ori 5 supra 3 ori 6 și avem 15 pe 18, iar la ultima 2 ori 8 supra 2 ori 9 și avem 16 pe 18. Comparăm acum numărătorii și observăm că cel mai mic dintre ei este la 1 pe 18, deci avem 1 pe 18 mai mic decât
Următorul cel mai mic este 6 pe 18 și voi scrie fracția inițială 1 pe 3, de la care am plecat. Apoi au rămas 15 pe 18 și 16 pe 18. Evident, 15 este mai mic decât 16, deci scriu 5 pe 6. Și la ultima avem 8 pe 9 și le-am aranjat astfel în ordine crescătoare. Observăm că răspunsul corect se află la A. Așa că încercuiesc A-ul. 5. Bogdan, Ana, Cătălin și Laura înmulțesc numărul N cu radical din 2 și obțin rezultatele înregistrate în tabelul următor. Dintre cei 4 elevi, cel care a obținut rezultatul corect al înmulțirii este. Rezolvăm înmulțirea, înmulțim N cu radical din 2, ceea ce înseamnă că înmulțesc radical din 2 minus radical din 8 plus radical din 18 cu radical din 2. Aplic proprietatea de distributivitate și înmulțesc radical din 2 cu fiecare termen din paranteză. Avem prima dată radical din 2 ori radical din 2 minus. Am apoi radical din 8 înmulțit cu radical din 2 plus și mai am radical din 18 înmulțit cu radical din 2. Știm că radical din A înmulțit cu radical din B înseamnă, de fapt, radical din A ori B. Ceea ce voi aplica aici, avem radical din 2 ori 2 minus radical din 8 ori 2 plus radical din 18 ori 2. Și se obține astfel radical din 4 minus radical din 16 plus radical din 36. Știm că radical din 4 este 2, radical din 16 este 4, iar radical din 36 înseamnă 6 la a doua, adică 6. 2 minus 4 copiez semnul numărului mai mare în modul, adică semnului 4, și facem scădere 4 minus 2, 2 plus 6. Procedăm la fel, de data aceasta 6 este pozitiv și avem 6 minus 2, 4. Deci cel care a calculat corect, de fapt cea care a calculat corect, este Laura. Observăm că ea a pus în tabel 4, deci litera corespunzătoare răspunsului corect este D. La ultimul exercițiu de la subiectul 1, avem un tabel în care sunt înregistrate punctajele obținute de elevii unei clase la un test de cultură generală. Observăm că 2 elevi au obținut 40 de puncte, 4 elevi 50 de puncte și așa mai departe. Media aritmetică a punctajelor obținute de elevii participanți la test este. Calculăm media aritmetică. Deci avem 2 elevi cu 40 de puncte, 2 ori 40, apoi 4 elevi cu 50 de puncte, 5 elevi cu 60 de puncte, 2 elevi cu 70 de puncte, 4 elevi cu 80 de puncte, 2 elevi cu 90 de puncte și un elev care a obținut 100 de puncte. Totul supra și la numitor trebuie să punem numărul de elevi. Deci adunăm 2 cu 4 cu 5 cu 2 cu 4 cu 2 și cu 1 și obținem 20 de elevi. Deci supra 20. 2 ori 40 avem 80 plus 200 plus 300, 2 ori 70 140, apoi 320, apoi 180 și 100. Totul supra 20. Avem, pentru a aduna mai ușor, facem 200 cu 300, 500. Mai punem cu 100, avem 600. Apoi adunăm
180 cu 320 și avem 0, 8 și cu 2, 10, 1 cu 3, 4 și cu 1, 5 și a mai rămas 140 cu 80, 220. Cu 500 este 1100 și cu 220, 1320. Supra 20. Simplificăm prin 10, tai câte un 0 și am rămas cu 132 supra 2 și facem împărțirea. 2 în 13 se cuprinde de 6 ori, avem 12, rămâne 1, deci 2 în 12 de 6 ori. Și am obținut astfel media aritmetică egală cu 66. Avem răspunsul corect la B.